statutul nou care a apărut, deci este și foarte greu să intri în Uniunea Scriitorilor. Că nu vreau să intru, nu? Eu așa, deci ăsta, fiecare deci are deci opinie. Nu particip la concursul literar, nu vreau să fiu. Dar tu dai ce faci de mersul ăsta acum 10 ani, acum 5 nu, ani? Nu, îi târziu niciodată, dar nu vreau, nu, nu place. Mă rog. Intri deci ăsta în Liga Scriitorilor la lui Florin Țene. Nu. Hai mă, să răcit. Domnul doctor, nu am răcit. Haideți că... Nu am să răcit pentru că decât am să citesc, pentru că nu sunt în formă. Deci, încep, deci eu încep această antologie care a fost lansată la New York acum 2 ani. 2011, da. Da, 2 ani. Pe 10 septembrie. Și am scris antologia, deși 90. N-am 70 de ani, n-am nici încă 60. Și mulțumesc. Fiecare, deci ăsta, îi doresc să scoată o antologie. Ești mai tânăr ca mine, că nici eu n-am 60. Da, nu mai tânăr, cred că ești mai tânăr ca mine, dar n-are importanță. Păi nici eu n-am 60. Da, bun. De copii ai mlaștinilor. Da, cam eu 10. Copii ai mlaștinilor cu bețe de pescuit din trestie și colaci de cauciuc, priveam alunecarea dopului de plută prin apa limpede cu ierburi. Ce senzație! Am prins o latiță de Dunăre cu solzi curcubeu, strălucitor ca platoșa cavalerului rătăcitor în bătaia apusului din ultima vară. Voi citi poeme... În acolada a apărut asta acum. Vom... Nu. Vom citi, voi citi, adică, astea sunt poezii mai... Adică, am văzut-o recent publicat acum, de-aia mă întreb. Mă, e bine că mă urmărești. Sub cenușa lunii, tăcerea umbrei regrete târzii. Pe lacul argintat, răscolit între două iubiri. La Partoș, sub roata lunii, știu că își scoate la vânătoare puii. Am soarta perlei din scoica argintată, sub carapacea de nisip, strigătul apusului somn înghețat. Revolta imaginară a cuvintelor. Locul meu nu este aici, unde voi vă simțiți acasă. Anonim adunați de cimitire de oase pentru cei care vin, pentru cei care pleacă, nu mai e pământ între atâtea oase. Alergăm, alergați pe cioburi de sticlă sub cravașa dresorului și eu speram să devin îmblânzitorul ultimilor urși rămași. Toamnă. Se scurge timpul ca sângele din rană. O ceață albastră se fărâșează în cetate, cade ca o ghilotină peste smocuri vestejite de iarbă. Am deschis cu fulgi de zăpadă în gene, țipă focul din șemineu, iubita își numără banii. Ah, v-am plictisit destul? Mai spune. Vedeți ce răbdare avem, mai spune. Mulțumesc. Busuioacă de bohotin. Iubita își numără banii, acolo ai rămas. Până se naște epigrama. S-a terminat, mă, pentru... Știu, dar vezi unde ai rămas, că zici. Știu că nu s-a terminat. Am pus luna albastră printre fluturi de noapte și păsări de pradă care îți coboară în vis și tu încă alergi în amintirea mea înlănțuită pe un galion iberic. Atacat de pirați. Nu, de confrați, de confrați. Corbi luminați de ochiul de lună. Alania. În golf, vase de pescari își întind năvoadele la uscat. Prin ochiurile lor, soarele pârjolește în colb colbuit urmele turcilor selgiucizi. Ploaie de iarnă. Ploaia se zbate pe acoperișul de tablă zincată ca scrumbiile în plasă. Fumul din sobă sparge rezerva de nemurire prin pas partul cerului. Alta și ultima că v-am plictisit. Cerul se luminează. Mă trezesc bătrân din exilul nocturn, părăsit de iubite și sfinți, la o cană de ceai. Într-o notă mai optimistă, mă încheie. Notă mai optimistă? Mie mi-a plăcut la dumneavoastră foarte mult, a recitat toată
poezia aceea despre tata. Nu, despre mama. Despre mama. Am crezut că ai memorie mai bună. Despre mama, nu are despre tata. Eu am zis despre tata. O, ai, avut, ai, avut, ai avut succes, succes internațional poezia. Ai, mă, despre tata. Mama. George, nu mă că știu eu, mai. Știi că nu sunt despre tata. Sardereanu tot despre mama are. Toți au cu mama, numai eu am cu tata. Da. M-am vrea pe să mă contrazică, dar despre tata am citit. Nu, bun, nu. Deci era vorba de un poem ăla mai. Am citit poeme scurte ca să nu vă plictisesc. Da, mai, da. Da, uite, dacă vrei, îți spune, cred că era vorba de Nou împreună, un așa. Poem care l-a tradus în engleză și domnișoara Ella Jacob. Dar nu-l citesc în engleză sau nu ăsta. Deci dacă vreți vă citesc în germană. German, nu, da, germană, da, germană, nu pricep, dar engleză. Citesc în germană câte vreți. Nu pricep. Din Nou împreună. Apropo, de mai aveți mamă? Mai aveți mamă? Ne ajută. Tot avem, dar nu e în viață. Deci, atenție la cele mamelor care nu mai sunt în viață. Din Nou împreună, mamei mele, ieri mă țineai de mână, cu pași mărunți pășeam în biserică, unii nu îndrăzneau să fie văzuți în fața altarului cu ostea în gură. Acum te văd umbrită de ani, cu inima frântă după tata și parcă plutești deasupra tuturor, când la marginea cerului, când spre pământ. Ești sunetul clopoțelor de vânt, te sprinși deasupra ușii, îmi întinzi mâna tremurătoare, eu ți-o întind pe a mea. Suntem din nou împreună, dar tu nu mai ești mama mea, ești numai conturul, percepția și vraja. Eu sunt copilul din embrionul cerut, rămas singur, dezbrăcat de placenta încălzită de tine, în sufletul tău copilul pe care îl duceai la biserică n-a mai crescut, tu, mamă, tot copil ai murit. Eu te vedeam cum îmi netezeai fruntea când somnul mă închidea într-o lume din care nu m-aș întoarce decât la tine, mamă, acum când mâna mea te atinge prin piatră, cuțite întreg prin palmă și sângele ne unește din nou. Ca atunci când eu eram copilul care nu dorea să se nască, iar tu credeai că sprijin voi fi, am evadat din matricea stelară și m-am reîntors totdeauna la tine, deși depărtarea a săpat cripte de sânge în mine. Sunt lângă tine, dar cât de departe te-ai dus? Te înțeleg, n-ai mai putut îndura arșița care crăpa pământul sub tine. Ești vie, dar ochii tăi sunt două tunele de rouă deschise dincolo de această lume în care nu știu când pot să ajung. Ce pot să-ți aduc? Ce pot să-ți dăruiesc să te bucuri să mă recunoști? Că nu am plecat încă. Să-mi cânți un colind și eu să te țin strâns de mână sub cetina bradului de Crăciun, cu lumânări în mână, să rămânem mereu doi copii. Pentru această poezie eu nu vă mai fac nici epigramă în țara asta. Mi-a făcut foarte rău. Îl ierți, mai spun una de acesta în germană. Visul.